Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Mini House Building în Sims 4, așa cum v-am promis. S-au strâns la episodul trecut 20 de like-uri, ceea ce înseamnă că continui seria. La fel și la acest episod, dacă se strâng 20 de like-uri, o să continui să mai fac episoade de acest gen. Și știu că mulți dintre voi o să-mi comentați când mă faci în Sims. O să încep și seria aia în care vă fac, doar că acum a venit și la mine vacanță, o să am mai mult timp și o să încerc să fac și chestia aia. Sper să iasă bine. Oricum, nu uitați acolo de like și haideți să-i dăm bătaie. Astăzi m-am gândit să fie tot o casă un pic mai simpluță, nimic special așa ca designing exterior, adică arhitectura ei așa prin afară, dar mă gândeam să fie intrarea undeva mai aici. Nu știu, să fie așa mai... Oarecum să fac niște scări și așa, nu știu... Am eu ceva în cap, dar nu știu dacă o să-mi iasă chiar bine, o să văd. N-am mai făcut, nu știu, tipul ăsta de casă, cred, până acum. Dar sperăm să iasă ceva drăguț și, na, tot așa, mai mic, mai simpatic. Ce să zic? Bun, deci aici vreau să... Fiți atenți, hai că am dat-o, voiam să fac asta. Bun, deci îmi place mereu să fie la înălțime casa, mi se pare mult mai interesantă și drăguță. Plus că astea sunt oarecum mai mult, nu neapărat mini house-uri, cât apartamente, nu știu, eu așa vizualizez treaba asta și... Da. Bun, deci o să vreau mai întâi pe exterior să fac trebuța asta. Aici să fie așa intrarea, știți, chestii tristii. Și să punem... Oarecum, dar nu-mi place ce am făcut aici totuși, pentru că vreau să fie așa o intrare gen tip hall, știți voi cum v-am obișnuit de data trecută, să avem și așa o părticică în care intri în casă. Bun, și aici să fie intrarea în casă, da, și cred că o să o fac un pic mai dubioasă, nu știu. Nu știu dacă o să iasă chiar bine ce am eu în gând acum, cred că am mai zis asta, dar chiar sunt un pic așa dezorientată. Și nu înțeleg de ce mi s-au făcut toate astea galbene, pentru că eu m-am mai jucat, da, mă rog, nu știu, s-a întâmplat ceva ciudat. Și o să pun tot așa lumină să-mi lumineze calea vieții, cum îmi place mie, o să pun random ca să vedem ce se întâmplă pe aici și după aia schimbăm toată situația. Păi mai întâi haideți să facem și... camerele, mă gândesc aici să fie un living, nu știu, aici așa ceva, să intrăm direct așa, să fie ca un fel de hall, aici să fie o bucătăriuță destul de micuță, am folosit diminutiv, am zis și micuță, mă rog, înțelegeți voi, aici să fie cameră de dormit și aici o baie. Dar nu prea îmi place ceva mie. E prea mică baia în raport cu camera, nu știu, uite, să fie ceva în genul ăsta. Și nu știu, aici parcă e prea mare living-ul ăsta, l-aș face un pic mai micuț. Și cred că e ok, așa, chiar cred că e ok. O să mai aduc o lumină și aici, și aici, și aici, ca să vedem totul perfect. Bun, haideți să începem cu living-ul. Păi... Stați să mă gândesc cum să facem treaba. Vreau să fie o căsuță mai modernă, nu știu, nimic sofisticat neapărat, dar drăguț. Uite asta, cred că e ok. Ceva mai modern. Așa. Aici o să fie, nu știu, TV-ul și mă gândesc să mai fac ceva eu, dar nu sunt sigur că... Bun, o să pun asta. Nu știu ce am, sunt foarte răgușită în momentul ăsta. Nu mai sunt răcită sau ceva, dar pur și simplu sunt răgușită. Habar n-am de ce, de oboseală, de habar n-am. Dar e ok, vă obișnuiți voi cu vocea asta. Că și așa o știți de atâta timp. O să pun tot așa niște lumânărele, să încingem atmosfera, să nu fie chiar atât de static. Și o să pun... ce drăguță e asta. Hai că asta chiar îmi place. Dar parcă aș face un switch, adică aș pune așa și aici totuși n-aș mai pune astea, aș pune tot așa niște cărți găsim noi mai încolo. Bun, haideți să punem aici repejor
o măsuță să punem un TV. Dar nu știu ce fel de măsuță. Hai că pun pe asta, parcă îmi place. Că de cât și-aș vrea un TV din ăla să sprijinim. Uite așa. Uite așa. E, am ceva. Și punem mai așa la mijloc. Bun. Și mă gândesc să fac așa ca un fel de... Nu știu dacă se vede chiar bine, dar trebuie să fie ok. Asta nu prea îmi place. Să fie TV-ul așa în interiorul unei biblioteci, știți? Uite așa, ceva în genul ăsta. Dar, nu știu, mi se pare un pic ciudat cum se vede cu asta. Hai schimba un pic, nu știu, aș pune... Of, doamne! Ceva mai micuț! Uite așa, da, exact, asta căutam. Exact asta căutam. Să o fac albă mobila. Eu sunt obsedată de alb, v-am zis. Știți și voi chestia asta și vreau să mai fac ceva. Fiți atenți aici. Să pun așa ceva în genul ăsta. Dar nu înțeleg de ce e atât de înaltă mobila asta. Mi se pare prea înaltă. Și nu-mi place asta pentru că nu e în tipar. Dar nu e același tip de alb. Of, ce mă enervează chestia asta. Dar e complicat uneori. Uite, asta merge mai bine cu toate că. Bun, știu că, uite, facem și noi mai înaltă casa ca să... Uite așa, perfect, să se vadă mai bine. Cu toate că i s-a intercalat și știu chestia asta, dar nu am ce să fac. Ne prefacem că nu s-a întâmplat. Nu am ce să-i fac, dar chiar mă gândeam la chestia asta să o fac, ceva în genul ăsta. Bun, aici mă gândesc să pun o... Nu știu, o măsuță cu niște scaune și să mănânce oamenii. Ceva nici chiar așa de mic, parcă, da, parcă nu prea-i loc. Cred că trebuie să mai măresc un pic treaba asta. Ceva în genul ăsta. Nu știu dacă se vede chiar bine, dar... Am zis că vreau ceva mai modern, nu? Dar vreau și o pată așa de culoare, dar nu știu ce culoare să folosesc. Aș putea un roșu, pentru că e foarte mult alb și... Aș putea să fac ceva în genul ăsta, nu știu de ce s-au pus două scaune acolo. Și aș putea să mai schimb și culoarea canapelei, da? Bă, se vede bine cu gri așa, dar parcă, nu știu, poate o schimb mai încolo, nu știu, mă mai gândesc. Mă mai gândesc, bun, și asta se vede bine oare așa sau o să fac cu negru? Cred că asta nu e negru. O face mai dark. Se vede mai bine cu mai dark așa, nu? E mai deep. Ok, și poate schimbăm canapea totuși mai încolo. Bun, hai să trecem repede la bucătărie. Cu toate că aș fi putut să fac și în bucătărie o treabă, dar nu știu ce să zic. O să las acolo altceva de făcut. Mă gândesc să fac așa mai mare blatul, nu știu. Și aici să mai șterg din astea, să pun și un frigider. Așa și un dostar, am dat frumos foc, o hotă ca să nu ne împuțim casa, că despre asta e treaba, o ghiuvetă să ne spălăm, așa, niște de-astea casnice, microunde în toate casele trebuie să existe cuptor de microunde, logic, mi se pare firesc. De ce nu pot să pun așa pe colț, mă enervează, de-aia nu merge. Bun. Mamă, deci mă enervează, nu știu ce are vocea mea în momentul ăsta. A nebunit, vă zic. Și aici e când e o ieșeală din aia mai mare și aș putea să mai pun totuși și în bucătărie o mini masă. Așa, când n-ai chef să te duci până în living și să-ți bei așa cafeaua. Mai random, știi? Așa, ceva în genul ăsta. Zic că e ok.
colț de rai acolo, știi, când îți bei tu cafea dimineața și n-ai chef de nimeni și de nimic și stai acolo și să ai și o priveliște așa drăguță. Aia zic. Bun, hai să mai punem și o... un pătuț drăguț, dar nu știu ce pătuț să pun. Hai că îmi place patul ăsta, e drăguțel, dar nu știu cum să-l fac, așa oare? Sau, da, hai că-l pun așa, că e drăguț. Și mă gândesc... Nu știu ce mobilă. Uite ceva în genul ăsta. Spune ceva drăguț lângă, nu știu, o floricică. O, ceva. Bun, îmi place foarte mult asta, cum se vede aici. Ce drăguț, mamă, ce drăguț. Așa. Și un copacel de ăsta. Și nu știu, mă gândesc să intră direct, dar nu cred că are loc, deci nu cred că are rost să fac treaba aia. Nu, totuși o să pun ceva mai micuț acolo și parcă mai... Uite așa. Exact, ceva în genul ăsta și patul aș face un pic mai... Mă gândesc, uite să meargă cu mobila asta. Cred că e ok așa nuanțe din astea cu auriu și negru. Chiar dacă pare un pic ocalăresc, dar cred că e destul de în regulă așa. Și nu știu, să mai pun și o oglindică. Uite, să pun aici o oglindă așa, drăguț. Și deasupra patului un tablouaș. Mi-e place foarte mult să am în cameră, nu știu, ceva, un tablou, poster, adică, nu știu, pare că te inspiră oarecum și îți dă așa o stare de liniște dacă e ceea ce trebuie, nu știu. Aoleu, cât de mare e ăsta. The fuck. Mamă, de asta e greu de ales. Uite, ceva în genul ăsta, așa, o pictură frumoasă. Și cred că mai e și... ia uite, ce frumos. Îmi place foarte mult chestia asta în Sims, că uite, poți să-ți alegi tu desenul, de fapt. Uite, ceva în genul ăsta, sau... Mă rog, aș miza tot pe niște culori din astea. Cu toate că merge cu roșu, pentru că, nu știu, sunt mai mult non-culori pe aici. Dar nu-s pe jumătate, frate. O să lasă la acolo până una alta. Până mă mai gândesc eu ce fac aici. Aș putea să pun și... Uite aici ar merge ceva în genul ăsta. Ar merge? Ăsta nu poate fi schimbat. E, merge. Sau să-l pun aici. E, altceva? Parcă merge așa. Păi nu. Așa, hai să punem niște repede, repede uși. Niște uși, niște uși. La asta, bun, bucătărie. Vreau ceva așa transparent, că mi se pare mai mișto. La cameră nu trebuie transparent, că te mai și dezbraci uneori. Și la baie la fel. Nu e voie cu transparențialul. Da, nu înțeleg ce am zis, dar da, înțelegeți voi. Așa, și să punem aici o chestie din aia trecătoare, așa, specială, că îmi place mi se zic trecătoare, doamne, așa, cred că râdeți și cu fundul de mine. Bun, și în baie să punem rapid niște tronuri și chestii, să ne spălăm, ca oamenii, ca boșii. Uite, asta îmi place foarte mult cum arată. Uite așa, mamă ce mișto e, să-mi bag picioarele. Chiar e foarte mișto. Și nu știu, WC-ul să-l pun... Face to face sau lângă? Nici nu știu. Uite, asta ar merge aici. Îmi place cât de cât. E în regulă și pun mai închis. Ok. O oglindică. Și un WC-ul. Un WC-ul așa. Uite așa. Dar nu-mi place WC-ul, ăsta e prea nașpa. Așa, ceva în genul ăsta.
Și să mai punem niște chestii interesante pe aici. Ca de obicei, trebuie să avem un șifonier ceva. Mă rog, eu mereu pun asta în capul la WC, dar uite, sunt niște umerașe și nu înțeleg, e destul de nașpa dacă pui ceva acolo, să atârne că-ți pică în cap. Ai, te ascunzi și tu de miros, gen. Bun, am zis că nu prea îmi place mie treaba asta aici. Totuși, nu știu, să pun ceva în gen? Parcă nu-mi place nici aia. Uite, asta ar merge mai bine. Ar merge. Așa, mai elegant. Totuși nu e chiar modern. E un mix. Sunt prea multe culori. Nici nu știu ce să fac. Să le schimb pe astea cu ceva mai serios. Hai să desenăm... Mama, acum e alegerea cea mai grea, frate. Pereții. Eu niciodată nu știu cum să fac pereții. Tapetul ăsta mă omoară pe mine. Asta e prea închis și nu-mi place. Vreau ceva... Nu aici. Nici. Nici. Cam complicat. Uite, asta ar fi drăguț totuși. Ar fi royal, așa. Mă, dar nu voiam să o dau un royal sau da astea. Vreau să fie un pic mai... Mă rog, parcă merge la casa asta pe care am făcut-o și o să schimb și scaunele, că totuși nu-mi place, pentru că totuși e destul de... Nu știu, e elegantă și acolo are așa o nuanță de... Asta oare se vede mai bine? No. Chiar e complicat ce fac eu aici, știți. Ar merge ceva în genul ăsta. S-au pus astea una lângă alta, așa. Nu-mi place. Bun. Băi, e interesant. Chiar e drăguț. Adică oarecum e un modern cu vintage, ceva ce v-am zis eu mai de mult că îmi place, un mix destul de interesant, dacă stați să vă gândiți. Uite, mi-ar plăcea și... În bucătărie să am ceva în genul ăsta aici și în rest să am altceva. Ceva așa, faianță, gresie, mă rog, înțelegeți voi. Mai așa, pe bucătării. Bun. Așa, perfect. Și aș putea să pun și aici niște chestii de genul ăsta, să facem tot mai maro. Dar asta nu e un maro bun. Asta o fi maro bun? Nu e maro bun. E nașpa că nu prea merg culorile între ele, nu știu ce naiba. Niciodată nu prea merg la treaba asta. Uite asta, parcă îmi place mie. Uite așa. Da, e ok, iuț. Și pe jos, hai să punem repede ceva. O să pun în bucătărie marmură. Nu știu de ce mi s-a făcut iar vocea foarte ciudată. Am ceva, nu știu ce naiba am. Uneori când obosesc, efectiv, vocea mea, nu știu, devine foarte ciudată și răgușește foarte tare. Și mă enervează chestia asta pentru că, nu știu, nu o pot controla oarecum. Să pun ceva mai dark. Și îmi cer scuze dacă se aude un sunet pe fundal, dacă țelul meu nu mai are răbdare și nu știu ce face la ușa mea că vrea să intre. Și n-am cum să o iau acum, fix când filmez și eu ceva, frate, mereu face chestia asta și mă enervează atât de tare. Pentru că nu înțelege.
E mai încăpățânată e așa de fel. Și chiar nu prea am ce să-i fac. Nu știu, aș pune tot ceva în genul ăsta, un briuleț așa. Exact, și pe hol ceva foarte pal. Nu știu, un... sau să pun alb așa, random. Hai să fie ceva foarte ușor. La fel și pe hol. Lua ăla de intrare, care nu e chiar un hol, dar... Oricum am o treabă eu, nu știu, mereu sunt obsedată să pun chestia aia la intrare, nu știu, mi se pare așa că delimitează oarecum intrarea de casă, nu știu. Eu așa văd lucruri, nu știu dacă e bine, dar mie îmi place să o pun. Și în baia ceva mai ușor, nimic special. Bun, hai să mai schimbăm pe aici treburi, că nu prea îmi plac mie unele chestii. Prin casă ar mai trebui un pic lucrat, amenajat. Deci nu știu. Deci drăguțul e asta. Uite aici o floricică din asta drăguță. Și mi-ar mai plăcea să mai pun ceva, dar uite aici mă gândesc să fie... De fapt nu ar trebui să fie acolo. Hai că pun o chestie de genul ăsta. Ce drăguță e. Chiar e foarte drăguță. Așa, mai de design. Să mai luăm încă ceva de design. Nu știu, hai să căutăm cărți sau... Nu știu, ceva, orice. Numai să fie acolo. Niște cărțuri din astea, așa. Da, nu prea-mi plac astea. Uite, așa. Asta vreau să o întorc. Așa, perfect. Și o să mai punem mici detalii. Și în cameră, dar asta e că nu le mai găsesc fix pe alea pe care le voiam. Make-up, bun. Make-up, bun. Așa, perfect. E destul de bine, zic eu. Să punem și covoare și chestii de genul ăsta. Mamă, se aude bunica mea pe fundal, îmi cer scuze. Vorbește cu cățelul. Oh my god. Mereu când filmez, frate, se întâmplă ceva și cineva... efectiv face gălăgie sau se întâmplă în așa fel încât să nu pot eu să filmez, dar e ok, uite, asta arată destul de bine, zic eu, nu? Arată destul de ok, zic, chiar da. Aici, așa, și a intrat peste mine, că nu se putea să nu intre. Bun, o să mai pun și pe aici un covoraș în cameră, ceva nu foarte interesant. Nu, ăsta e prea mic, what the fuck. Văd că nu găsesc niciun covor bun. Dar niciodată nu găsesc când trebuie. La momentul potrivit. Uite, ăsta mi-mi place. Asta. Gata, gata, am găsit. Perfectos. Yes, señorita. Așa, ia, aș pune, nu, se vede foarte ciudat, aș vrea să pun ceva și acolo, pentru că mereu la intrare e prea chilios și nu știu ce să pun, cu toate că, din câte am văzut eu, știu că pe aici e ceva ce ar merge, ceva cu încălțări, da, perfect, uite, ceva în genul ăsta, e, altceva, să punem și o intrare. Intrare de baștani, ceva în genul ăsta, uite. E, cine mai are așa intrare? Nimenea. Și pe hol aș mai pune tot așa încă o chestie, nu știu. Stați că mă gândesc eu la ceva și chiar știu ce am în gând și în plan. Uite, o chestie de genul ăsta. Nu-mi place asta. Ceva în gen. Așa, și aș putea să mai pun o oglindă sau nu știu, habar n-am. Uite ce drăguț. Să nu fie așa chilios. Ups, hai că n-am pus-o.
Și mi se pare destul de drăguță toată treaba asta. Și aș mai pune o floricică sau nu neapărat floare. Hai că eu mă gândesc la o mie de chestii în același timp și nu știu pe care să o aleg. Uite, zahăr. Oh, ce drăguț. Ceva în gen, exact. Uite, fix cafea. Ce v-am zis eu? Cafea. Locul meu de cafea. Și nu știu, ar mai merge niște tablouri și chestii, cred. Tot așa pe hol undeva. Ceva în partea asta. Uite, așa, între camere. Să nu fie boring când treci pe acolo. Și în rest, doar lumina mai avem de făcut și exteriorul o leacă și să punem niște ferestre și zic că e tot în regulă. Uite, ar merge asta chiar ca lumea ar merge. Hei, ce-am făcut? Fuck. E bine că pot să remediez foarte repede. Asta îmi place aici, chiar merge. Bun. La fel și aici merge și pe hol pot spune că merge și în cameră. În cameră să punem altceva, dar nu știu, ceva mai interesant, așa. Asta e prea... nu-mi place. Așa. Și nu știu, cam asta cred că e ca și interior și sincer e drăguță. Vreau să fie un pic mai modernă, dar uite că nu mi-a ieșit chiar modernă, modernă. Iarăși așa părți jumii-jumă, nu știu cum să explic. Și mai avem de pus niște geamuri drăguțele. Dar știți că eu nu mă prea pricep la geamuri. L-a pus geamuri, uitați și voi cum pun geamurile. Vai de mine. Încerc să pun simetric și așa, dar le pun chiar aiurea rău de tot. Să vadă și bine, dar nu prea merge rapid. Nu știu, aici nu o să pun nimic. O să fac un exterior din cărămidă. Ceva. Orice. Cărămidă roșie, mai roșiatică. Hai că e ok, așa zic. Hai că am pus. Bun. V-am zis că exteriorul la mine nu prea... nu prea, nu prea. Deloc, chiar. Eu încerc să-l fac mai ok, dar... nu mă pricep absolut deloc. Trebuie să mai punem aici niște scăricele. Nu știu. Pe care... ceva în genul ăsta și putea să pun și, uite, durile astea. Ceva în gen. Și un acoperiș drăguțel. Uite, aș putea să fac așa un coif aici. Dar nu știu, nu s-ar vedea bine sigur treaba asta. Nu știu, o să fac ceva așa. Basic, cum îmi place mie. Basic, basic. Stați un pic că n-am terminat. Un pic mai jos. Și acolo văd eu cum o dreg. Vezi că am pus-o foarte prost. Dar chestia asta mă scoate însărite. Chiar o să încerc să fac un coif aici. Olo! Oare nu... ah, perfect. Și acum ce aș putea să fac aici? Nu-mi place coiful ăsta totuși. Aș face ceva mai minimalistic, așa. Dar uite, chestia nu pot să... și se vede foarte ciudat, adică... mă rog, o să las așa, pentru că nu ne interesează exteriorul deloc aproape. Și acolo totuși aș vopsi cu alb. Se vadă mai bine ceva, bun, și cred că e și în spate, nu e în spate, bun. Mă rog, interiorul contează, v-ați prins. Așa, păi și cred că asta a fost cu casa asta. Nu știu dacă a ieșit chiar bine sau dacă vă place, dar zic că e destul de ok, uite cum e asta, e ca un fel de jaluzea. Hai să zicem că asta e.
Așa, e destul de simpatică totuși, zic și eu, nu știu, mie îmi place cât de cât. Adică tot așa, mai trebuie mici retușuri, uite că am uitat să pun iar aici o chestie. Și na, așa de nuanță. Sufrageria asta e un pic dark, așa, și un pic cocălarescă cu astea, dar mie îmi place totuși. Și sper că vă place și vouă. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de un like, dacă sunteți noi, subscribe, clopoțel, share și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Vă pup și vă doresc o zi bună!